Treanță Marius Florian, după decesul lui Gheorghe Treanță, primarul localității Vulturești, este mai hotărât ca oricând să-i calce pe urmele tatălui său. În acest sens, având funcția de consilier local cu atribuții de vice, a demarat proiectul de extindere canalizare cu bani de la bugetul local. De profesie sunt inginer silvic. Am lucrat la Oculul Silvic Vulturești, direcția silvică Olt, din 2011 până în prezent, de când dețin funcția de viceprimar al Comunei Vulturești. În cadrul comunei avem mai multe proiecte în curs și unele depuse pe diferite programe naționale. Să începem așa cu un proiect. Avem un proiect de extindere de canalizare pe satele de jos Vulturești, Valea lui Alb, unde le acordăm posibilitatea cetățenilor să se racordeze la rețeaua publică de canalizare, cei care sunt pe partea dreaptă a ADN-ului, deoarece proiectul inițial în care îl avem conductă doar pe partea stângă la drumului național. Avem un contract cu o firmă din Slatina, contractul este finanțat din bugetul local, unde avem banii prevăzuți și unde să sperăm că la finalul acestui an sau la începutul anului viitor vor urma și lucrările propriu-zise. De asemenea, tot cu bani de la bugetul local, în luna mai a anului viitor va fi făcută recepția și la noul sediu al primăriei. Al doilea proiect care îl avem în desfășurare, tot din bugetul local, un sediu nou, sediu primărie, care l-avem finalizat în proporție de 70%, tot la fel la anul viitor, în luna mai, iunie, va fi recepția finală, unde vom muta o parte din salariații primăriei. Tânărul aspirant la funcția de primar a Comunei Vulturești a depus proiecte și pe programul național Anghel Salini, care cuprinde 7 străzi comunale de 5,3 km, dar și un drum comunal de 6,3 km. Am depus pe programul național Anghel Salini două proiecte foarte, foarte mult așteptate de cetățenii localității. Un proiect străzi comunale, care cuprinde 7 străzi, din toate satele, din Vlângărești, Dienci, Valea lui Alb, Vulturești, aproximativ 5,3 km, în valoare undeva la 11 milioane de lei. Al doilea proiect, tot pe Anghel Salini, l-am depus, drumul comunal DC34 Vlângărești, Dienci, cu o valoare de 12 milioane de lei într-o lungime totală de 6,3 km. Este un proiect mult așteptat de tot locuitorii comunei Vulturești. Acest drum leagă cele două sate, Vlângărești și Dienci. Este o zonă destul de circulată, unde avem microbuzul școlar, unde avem microbuzul care transportă cetățenii în cel mai apropiat oraș Drăgășani. Deci este un proiect foarte, foarte util pentru comuna noastră. Mai mult de atât, ieri a fost depus și proiectul de eficientizare a iluminatului public. Chiar ieri am depus un proiect pe site-ul Ministerului Mediului de eficientizare a iluminatului public, unde vom schimba toate lămpile vechi cu lămpi noi, cu lămpi moderne, becuri LED, vor fi montate becuri din stâlp în stâlp. Prin terminarea acestui proiect sperăm să reducem și costurile cu energia electrică, pentru că este se bazează pe eficientizarea sistemului. Și pentru anul 2022, Marius Treanță are în plan reabilitarea și modernizarea școlilor care sunt în stadiu avansat de degradare.